noi alegerile din mâine. Îi voi da cuvântul domnului primar pentru această ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 110 din 24.06.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunului Bâsănești în data de 30 iunie 2022, orele 16, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea achitării cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2022. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de refacere în prejmuire și amenajare peisagistică teren centrul de tineret pentru activități culturale în Comuna Bâsănești și aprobarea de viziune general pentru obiectivul de investiții. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării planului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării a două stații de autobuz, mijloace fixe, necesare a două puncte pe teritoriul ATE Bâsănești. Punctul numărul 6, diverse. Articolul 2, prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Și domnul Dumnezeu merge așa. Da. Cum conteți la vot pentru procesul verbal al ședinței de Consiliu din data de 31 mai 2022. Dacă sunt observații, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Da, domnul primar, pentru a ști. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Primarul Comunei Bâsănești propune, articolul 1, se aprobă achitarea cotizației anuale pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în cuantum de 9.000 de lei, trimestrial în fracții de minim 1,4% din cotizația anuală. Articolul 2, prezentul hotărârii va fi adus la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul de specialitate financiară contabilitate și va fi comunicat pe primarul comunei Bâsănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectul de județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă sunt discuții cu privire la proiectul numărul 1, nu prea sunt ce discuții cu taxe de plătit, numai că mi se pare că tot dăm, dar nu primim nimic înapoi. Bani pe care noi îi pierdem. Contractual nu avem ce face și trebuie să-i achităm, dar ca rezultat final, e zero. Până în acest moment, cine știe. Părerea mea, acum dacă altcineva crede altceva, aștept. Nu, domn primar? Bani dăm, dar facilități zero. Așteptăm să facă o altă licitație. Aici e trist, că noi tot așteptăm. Se face actualizarea prețurilor. Anii trec, prețurile se reactualizează, cresc, noi tot dăm. Și nu ajunge nicăieri. Doamne. Da. Vreau să vă spun că noi nu suntem chiar la faza zero, cum spune domnul consilier. Dar nu am zis că noi suntem la faza zero. L-am înțeles. Vă spun eu punctul de vedere, după aceea cum... Chiar vorbim, dar aștept. Faza în care se află proiectul acesta este cea în care noi am eliberat avizul primarului pentru certificatul de urbanism, pentru conducta magistrală care alimentează stațiile de distribuție ape potabile pe teritoriul comunilor Bârsănești și Livezi. Deci faza este una în derulare. Nu putem spune că este chiar zero. Pentru că apa a venit prin sistemul de conductă de la Valea Uzului și este o fază premergătoare care va conduce la finalizarea proiectului. Faza în care ne aflăm noi este cea de licitație a proiectului pentru cele 12 comune care sunt în calupul inițial supus procedurii de achiziție a execuției lucrării de producere apă în programul proiect. Deci faza nu este chiar zero, cum spuneți de la Pot să spun eu?
Chiar vă rog. Păi de că atunci putem derula, ca să auziți. Eu nu am insinuat că suntem în faza zero. Am spus doar că, din momentul, în care deja trebuie să achităm aceste taxe, clar că nu suntem în faza zero. Eu nu am spus așa ceva. Doar că mi se pare că plătim și plătim degeaba și nu are nicio finalitate. Doar atât. Și faza zero e aproape de zero, nu e zero. Mulțumesc. Dacă vreți să discuți, punem la vot. Cine este pentru? Două abțineri. Da, două abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Primarul Comunei Bâsănești propune articolul 1. Se aprobă plata cotizației anuale pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 5.000 de lei. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi adusă la îndeplinire de primarul Comunei prin compartimentul Specialitate Financiar Contabilitate și va fi comunicată primarul Comunei Bâsănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cursă publică în condițiile legii. Discuții pentru proiectul numărul 2? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Eu vă dau citire la referatul de aprobare în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrărilor de refacere, împrejmuire și amenajare peisagistică, teren, centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bâsănești, Bacău și a devizului general pentru obiectivul de investiții. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul nostru demarat în vara 2018 pe fonduri europene prin grupul de acțiune locală Valea Trotoșului, a ajuns la final, va aduce la conștiință că pentru a-și atinge obiectivul de funcționare trebuie realizate lucrările de refacere, împrejmuire și amenajare peisagistică, teren, centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bâsănești, Bacău, faza de împrejmuire, pavaj, carosabil, parcare ecologică și trotuare. Pentru finanțarea acestor lucrări din bugetul local a fost necesară realizarea unui proiect care să conțină detalii tehnice și ale fiecărui operațiuni, împrejmuire, pavaj, carosabil, amenajare, parcare pentru un număr de 10-15 autoturisme și trotuare. Și este de asemenea necesară aprobarea devizului general cu valorile actualizate la obiectivul de investiții care vor fi în total generale investiții de 470.435.069 de lei, inclusiv TVA, din care C plus M, 464.120.069 de lei, inclusiv TVA. Este necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrărilor de facere, împrejmuire și amenajare peisagistică, teren, centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bâsănești, Bacău și a devizului general pentru obiectivul de investiții, cheltuială scurtată din excedentul bugetul local la data de 31.12.2021. Discuții la proiectul numărul 3. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice și investiții ale Comunei Bâsănești în județul Bacău pentru anul 2022. Primarul Comunei Bâsănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea. Domnul primar, permite fixat pentru domnul președinte. Cele cele trei situații de vot pentru abținere și împotrivă. Da. Păi, sunt opțiuni. Vreau să cereți. Atât vreau să. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice și investiții ale Comunei Bâsănești și de Bacău pentru anul 2022. Primarul Comunei Bâsănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea programului anual de achiziții publice și investiții ale Comunei Bâsănești și Bacău pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre următoarele după cum urmează. La capitolul 2. Prestări de servicii și se introduce
punctul 29, reprezentând servicii de consultanță în vederea depunerii cereri de finanțare prin PNRR, piste de biciclete. La capitolul 2, prestări de servicii, se introduce punctul numărul 3, reprezentând servicii de consultanță în vederea depunerii cereri de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, stații de încărcare. La capitolul 3, lucrări, se introduce punctul numărul 10, reprezentând refacere, împrejmuire și amenajare peisagistică, centrul de tineret. Articolul 2, prezenta hotărâre se aplică de la data adoptării până la 31.12.2022. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la deplin de către Autoritatea Executivă a Comunei și va fi comunicată primarul, compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări, silite, resurse umane, precum și instituție prefect, județul Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Discuții la proiectul numărul 4. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâri privind aprobarea achiziționării a două stații de autobuz, mijloace fixe, necesare din două puncte pe teritoriul OAT Comunei Bisănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bisănești propune, articolul 1, se aprobă achiziționarea a două stații de autobuz în mijloace fixe necesare în două puncte de pe teritoriul OAT Bisănești, în sumă de 20.000 de lei. Punctul 1, articolul 2, prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Autoritatea Executivă a Comunei și va fi comunicată primarul, compartimentul de dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate, financiar, venituri, executări silite, resurse umane, precum și instituție prefectului județul Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Dacă sunt discuții, la proiectul 5, la proiectul 5. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Facem acum diverse. Nu se scrie. Mergem. Domnul Bălău. Domnul Bălău. Domnul Bălău. Da. Când se face curățenie, trebuie văzut că pe asfalt cam jumătate de metru și chiar la neogavă de pe acolo un cu balastru și astea și era pe duminică, a venit unul șapte. N-ar fi era după balustrada aia acolo, că balastru ăla fuge pe el. Deci ar trebui curățat asfaltul. Poate la ploaia, cum e nu e mai mult, că la care s-a observat iarna, știi, și a rămas. Antiderapant. Da, antiderapant, da. La Brătești, pe Iulț, planarea Bubă, pălea cu Boldor, se îndrepte drumul. Pe la noi, planarea Brătești. S-a făcut șanță pe acolo. Pălea de balastru. Ulița Voiculești, ulița la Valieru. Pe Iulț, la Valieru, pe acolo. Trebuie și alea de balastru. Da. Deja avem, am făcut pe albele, lumea să ducem. Da. Am dat trei oameni și așa. Când se poate, când se poate. Sincer, nu reușesc să acoperi toate. Deci, când se poate. Când se poate. Când se poate. Când se poate. Pe rând câte prima dată, da? Da. Și după aia... Ulița Voiculești, da? Așa. Și pe la Valea, la Valea Ovedinea, pe Valea asta care cu probleme, cu handicap. Și pe urmă, dar mai e din locul suficient. Unde e strada asfalt? Unde nu e asfalt? Domnul Lazar. Ca o problemă ar fi că văd că nu se mai aude nimic cu proiectul cu Angel Salini, cu DC154. Văd că vizitări bani sunt ca să facă proiecte, nu știu ce, garduri și alte, dar la noi ca să facă un șans. Pe DC154 să ducă niște balasturi. Ar trebui inițiat un proiect de hotărâre. Nu se poate face și asfaltare, măcar balast. Piatră compactat și să dea drumul la circulație. Eu acum trebuie să trec peste deal. Dumneavoastră, domnul primar și domnul vice, ce vă pasă? Că stați la stradă aici, nu? Tot de atâta timp de când și din al doilea, din primul mandat și al doilea mandat, tot mereu s-a discutat din problema asta. Nimic.
Albele, lasă-i acolo așa pe proști. Problema este că la programul ăsta de Sabine nu s-a finalizat nimic. Nu s-a dat primar, nu... Dacă nu se finalizează, noi ce facem? Dar nu pot să mă pun să fac altă investiție acum, dacă acest proiect este depus... De acum 2 ani, mergeți noi ca oameni, n-avem primul acest aici. Proiect a fost depus pe CNI, apoi este depus pe programul Angel Saline. La programul Angel Saline nu s-a dat drumul, nu s-a finalizat, nu... Și să... Pot să mă apuc acum să fac alt proiect, că să fac șanțuri? Domnule, trebuie făcut. De anul trecut s-au discutat. Cum s-au comunicat rezultatele de selecție? De anul trecut s-a discutat de șansă, să se facă șansă pe drumul care face legătura cu comuna. Acum cu... Un metru, domn primar. Da, să vorbesc. Acum curge apa pe mijlocul cu drumul, cum plouă acum. Iar se strică drumul, iar e greu de circulat, iar mai scoatem bolovanii afară, iar mai apar discuții. La școală când trimiteți? Săptămâna care vine, trimitem acolo. Din ce azi am fac? Ce să se întâmple la școală dumneavoastră? Trebuie cosit vegetația ierboasă. Așa. Poate vine ursul și acolo. E prieten cu ursul? Da, chiar dacă sunt prieten... Vom luați-vă mai ales. Da, cam atât. Da, cam aceeași problemă cu sacul albelii. Eu, din momentul din față, la nicio ședință, nu o să mai votez absolut niciun proiect până când o să finalizați ceva cu satul albă. Trebuie adus, văzut, cine va fi, cine nu va fi, să vină. Cine este competent, cine... Nu se mai poate. 30 de ani nu se mai poate, n-avem pe unde. La Helegiu a preluat Consiliul Județean. Nu se face. Este de alt proiect și atât. Nu se face. Unde ieșim și noi? Dar rugăm frumos, fiecare mă înțelege cum vrea. Dar nu se mai poate, domn primar. Eu am înțeles, ați mai avut un mandat. A mai fost și domnul Scânteie. Tot așa, și-a bătut jocul nesimțirii de satul albă. Nu se mai poate, deci nu se mai poate. Deci cu 40-50 de metri de cup de balastru și cu două tufi tăiete cu o remorcă de tufi, ne-a scos ochii cu asta basta. Gata cu satul albă, nu se mai poate. Îmi pare rău, dar... Undeva trebuie să ajungem. Este tot, dacă o leac un șanță, e gata. Vezi, Doamne, că acolo trebuie făcut. Dar la noi nu trebuie făcut nimic. Nu mai spun cu autobuzele. Deci m-am săturat. Dar nu vine primarul, că nu vine autobuz, domnule. Ce să nu fac primarul? Am fost tot timpul, am sunat. Domnul primar, am înțeles. Așa este. Dar de ce noi trebuie... Din altcineva, din Consiliul Județean, nu-i făcută din primăria cu Sănești. Colegi, de cum? Dar de ce trebuie ca satul Albile să plecăm din satul Albile la ora 8 și 10? Să stau în Bârsănești până la 9 și 20, sau în Berzunț, sau în Caraclău, și dacă ajung în stația din Brătila sau așa suntem noi, nu știm pe unde ducem. Spune, păi mai sunt 5 minute, nu pot pleca. Peste două luni e licitația. Domnul Blănaru, licitație, dar e o problemă care este nu este corect. Este firmă din noi. Dar de ce trebuie să plec eu primul din sat să ajung ultimul sat? Aceeași poveste la toate satele. Nu e aceeași problemă. Eu când plec din Albile, mă duc în Berzunț, o iau și prin Deler, prin Drăgugești, viu prin Bârsănești și trebuie să aștept în Caraclău un loc. Ce? Păi mai sunt 5 minute. Nu e chiar cum spun. Eu fac naveta să știu mai bine. E aceeași problemă că nu-și fac treaba șoferii, dar e bine nu a societății nu i-a pus. Sunt multe probleme care s-au albile. Acum noi, început noi din nou... Noi putem, în cel mai rău caz, să strângem semnături de la oameni, să trimitem la Consiliul Județean. A început tăietul parchetelor acum. Două parchete. Stați și dumneavoastră o zi, să vedeți când trece o mașină de 40 de toni, cum dă-i satul albele, deci nu poți să stai în ograd. Nu se poate așa ceva. Adică sute de miliarde luate mereu, banii ai, nu se duce nici la primărie, nici la stat, dar statul ori nu vede că satul ăla de 30 de ani stă așa în... Trebuie să luăm o decizie, vedem ce se întâmplă. Mereu, se face, dar de fapt nu se face nimic. Nu s-a făcut un metru de șansă. În afară de șansă care s-a făcut când s-a scos țava și acolo are probleme cetățenii respectivi, că s-a înclinat garul. Da. Vă mulțumesc. Domnul Bercu. Acum cu transportul ăsta de lemn chiar e un pic de problemă. S-a înțeles că e o firmă de pe la Sibiu.
fiecare cu loc și fiecare acolo listat, dar nu știu dacă nu e ok să, fără să plătească o taxă la primărie, îi să cită subvenții, drumul te-a acum dat un pic, tu ai să vedeți cum se sparge de la greutăți. Deci îi trec cu greutăți foarte mari și ar trebui să mergeți la o costă de scenisirile alea, să luați legătura, să treacă să dea o taxă. Noi avem, nu știu, avem ceva pentru ăștia care sunt la noi, dar așa se duc fiecare, numai la străcat. Altă problemă, vreau să vă spun așa ceva despre galul ăsta care sunt mai colegi, consilieri mai noi, s-au pornit prost de la început. Deci, în primul rând, Consiliul Județean nu a vrut să lese comunile să facă contract, a vrut cu Consiliul Județean. Galul nu recunoștea Consiliul Județean, că nu în Uniunea Europeană nu are corespondent, Consiliul Județean, nicio instituție corespondentă. Și decizia a fost că să depună proiecte și a depus. Că noi am ținut un bun excavator, calță la Helegiu, la fier și particular pe la ateliere, foto, tâmpării. Deci acestea au fost, după părerea mea, niște erori. Dacă se strângeau acei bani, aveam apă de mult. Deci ideea a fost la început chestia asta să o facem, să se facă aducțiune de apă pe Valea Trotului, în toate comunii. Și s-a renunțat până la urmă la ideea asta și a fost o chestie proastă. Dacă se ținea de ideea să nu se facă cheltuielile, adică să nu se depună proiecte pentru fel de fel de ateliere, de acțiuni, de, până să meargă pe un singur proiect, dar acțiuni de apă, aveam de multă apă noi aici. Și vedeți că acum tot ați vorbit de gal cu adopțiunea aia. Deci, o să vă spun că e cam din 2003-2004 chestiunea cu galul format și cu asociat și în care ne-am afiliat și noi și cam atât. Da, eu am o singură problemă, vreau să fac o discuție, a ridicat-o și domnul Blănaru. Este problema aluvionilor care s-au depus pe partea carosabilă. Trebuie curățate, că creează un disconfort pentru conducătorii auto, dar nu numai. Și bineînțeles, acum vegetația a crescut cam înaltă și atât arboretul cât și vegetația a arătat un pic. Atât am de spus. În Caraclău am primit multe telefoane și oamenii mi-au zis că strada Straja, de pe strada Eminescu, în urma ploilor ce au fost săptămâna trecută, s-a spălat tot balastru și oamenii circulă foarte greu și abia pot să urce acasă. Am înțeles că ați avut și ceva lucrări la podul de lângă, dacă am înțeles bine, dar nu ați finalizat, dar mai trebuie ceva făcut. Mai așteptam să ne reușim. Să aveți în vedere cu niște balastru, cu buldoz, puteți reface puțin, că oamenii abia urcă cu mașinile și vă dați seama. Nu pot să meargă pe jos de la începutul uliții până acasă. Să aveți în atenție săptămâna viitoare, dacă se poate. Da. Atât. Scoarele este foarte mare, dar vede și pentru că nejustificată, pentru că vina nu este a noastră. După cum știți, programul acesta este un program care nu ține de programul de Consiliul Local Pârsălești, ține de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și de Consiliul Județean Bacău. Deci evaluarea acelor dosare pe care le-am depus pentru drumul, înseamnă drumul de la Arbele, Mihai Eminescu, strada Zlagina, proiectul pe canalizare, proiectul pe gaze, alea sunt proiecte care sunt în evaluare și care nu țin de noi. Decidentul este Ministerul Dezvoltării, iar finanțarea sau nu vom obține în funcție de evaluarea proiectului și de ceea ce decid cei care evaluează proiectul. În condițiile în care noi să presupunem că nu vom obține finanțare pentru ala, va trebui ca în anul care urmează să facem un proiect de balastare a drumului cu șoapte, care va însemna foarte mult bani, să facem o licitație, pentru că nu putem să-l facem noi ce am făcut până acum. Am făcut o reabilitare a focului cu utilajele proprii. Anul trecut am făcut încredere cu un caut utilaj, am reușit să fac. După prima ploaie și asta, el s-a venind cei cu motoscutele și cu chestiile mari de teren, l-au rupt imediat.
Deci noi nu putem sta nici de bază acolo și nici nu putem, ca să facem mâncare balastare, este o investiție care necesită o sumă foarte mare de bani și care va fi supusă procedurii legale, care înseamnă achiziție de contract și lucrare și executare de lucrare în sine. În condițiile în care nu va, noi sperăm să obținem finanțare pentru el, pentru că asta este dorința noastră. Totdeauna am dorit să facem. Nu puteți să spuneți că ne-am bătut jocul satul albele și că n-am făcut nimic. Atât cât am putut, eu am fost prezent acolo o săptămână și am făcut lucruri, am muncit, am fost la asta, am dat cu grebla, am întins sortul pe drum. Nu puteți spune, domnul Benoni, că noi n-am făcut chiar nimic. Ba din contră, eu în ultimii 2 ani de zile am fost prezent pe satul albele, atât cât am putut și că atât cât bugetul care l-am avut ne-a permis să facem lucrurile astea. Chiar să nu se vadă asta și să scoateți ochii fiecare pe ședință că nu mai votați și că nu mai vreți să faceți asta, nu este corect. Adică să vedeți în mod realist lucrurile pe care le-am făcut. Finanțarea, eu v-am spus că este o dorință și a mea și a primarului să obține pentru asta, dar pentru celelalte etape nu pot să răspund eu. Alții care au fost pot să răspundă pentru asta, dar pentru cei 2 ani din care eu am lucrez împreună cu domnul Vlad, pot să vă spun că am fost prezent în satul Armele atunci când a fost nevoie de a face lucruri. Mai mult decât atât, am funcție bugetul pe care avem, pentru că nimic nu putem face decât cu un buget alocat pe măsura de dorințe pe care noi o avem. Pentru reabilitarea drumului, ăla ne trebuie 110 miliarde, bani pe care bugetul comunei ăsta nu-l are niciodată. Este întregul buget pe care noi l-am avea pentru 2 ani de funcționare. Dacă noi nu obținem o finanțare de la un fond pentru el, nu avem cum să-l facem din fonduri proprii, clar. Dorința și intenția noastră a fost depus pe CNI, a fost depus acolo pe Angel Sălinii, deci nu puteți să ne acuzați că n-am făcut nimic în sensul de a obține finanțare și de a măcar puteți să apreciați dorința și intenția noastră. Vreau să spuneți că nu am făcut și nu am făcut. Nu este corect. Asta este punctul meu de vedere vis-a-vis de asta. Îmi permiteți? Da. Dar până când se aprobă proiectul, se poate găsi o sursă de finanțare, domnul Vici, ca să face un șans peste de ca să nu mai curgă apa acum pe drum? Tot o soluție ad hoc trebuie făcut ceva, o soluție că apa acum, dacă te duci mâine, ești iar să cadă. Pentru că nu este făcut șansă. Dacă autogrederul s-a stricat acum anul, s-a stricat și a rămas stricat. Șansă nu s-a făcut. Și sunt sigur că dacă undeva așa, este făcut șansă. Dar șansă nu s-a făcut. S-a stricat autogrederul și a rămas așa. Putea să rezolvi, să facă autogrederul, să meargă în continuare să arcă șansă. Asta e. Păi nu, domnul Vici, acum trebuie să înțelegi și frustrarea oamenilor, că e clar treaba, nu că n-ați făcut dumneavoastră în 2 ani. Această frustrare a fost strânsă de când sunt ei în satul albe, de 30 de ani, cum a zis domnul Benoni. Că de 30 de ani săracii stau fără nimic. Și normal să se eu vă recomand să mergeți la 40 de grade, să stați cu greba cum am stat, eu să vedeți ce să faci domnul ăla. Domnul Vici, dar parcă... În condiții în care am cu banii aia. Nu se acuzați că n-am făcut, l-am făcut. Se poate să punem frână, să vorbești, mai vorbiți? Ca să înțelegeți. Nu se poate. De ce să vorbesc și eu, nu? Pentru ce ați intrat peste mine acum? Vreți să fim civilizați? Suntem, nu? Nu așa ați spus dumneavoastră? Să termin ce am zis și după aia luați cuvântul 3 ore dacă vreți de acum încolo. Trebuie să înțelegeți și frustrarea fiecăruia și supărările, pentru că asta este. Că nu v-a pus nimeni forțat aici, nu v-a obligat nimeni, nu v-a obligat nimeni să veniți la 40 de grade, benevol. Ce? N-ați fost timpul programului? Ați fost după program? Ca să ne înțelegem. Atâta timp cât sunteți în timp program, trebuie să vă plângeți câți 40 de grade, câți minus 30 sau minus nu știu cât. Treaba trebuie făcută cum se poate, cu câți oameni avem și asta este. Dar trebuie să înțelegeți frustrarea fiecăruia și supărarea fiecăruia. Dar nu sunt discuții la punctul. Acel drum de nu-i făcut numai pentru satul ăla, e făcut pentru toți cetățenii din comuna Băsănești. Toți merg, majoritatea care nu au bătături, toți merg... Unde? La albele, la lemn. Pe unde trec? Peste deal. De ani de zile nu s-a văzut asta. Și să chinuie și la ea. Cum trebuie? Cum trebuie? Cum trebuie? Nu știu ce. Asta e. Nu mai suntem în anii 80, anii 90, s-o termina cu televuză. Nu e dificil, dar faptul că aduceți în vedere treaba asta, pentru că, na, trebuie să vă plângeți cumva și cuiva. Cui să plângă? Să meargă... Domnul Benoni și... Dacă nu aveam puie niciunii, mă, am zis că exact că am venit... Nu mă plângă aici așa, mă plângă aici așa, mă plângă aici așa, mă plângă aici așa, mă plângă aici așa. Dar ce faci, Vlad? Ei nu, eu terminați când am început eu și pe aia am completat. Și ai intervenit peste domnul. Nu, după aia am completat. Vrem domnul...
corectitudine la acție și nu... Păi nu, dar hai, dispuneți dumneavoastră părerea. Păi, lăsați-l vorbim, să spună. Vorbim pe lângă subiect sau nu, ca să ne înțelege. Nu-i corect ceea ce spune, nu-i uman și normal. Dacă săream calul în vreun fel, da, înțelegeam, dar nu exagerează nimeni și tot ce se cere... Domnilor, unii sunt bun simt. Într-o permanentă campanie electorală, iar alții sunt într-o permanentă muncă. Diferența dintre noi și dumneavoastră este că noi muncim, iar dumneavoastră faceți campanie electorală. Când o să vă opriți din asta, să ne spuneți și nouă. Asta e diferența dintre noi și dumneavoastră. Nu știu, noi facem lucruri și muncim pentru ele, atât cât putem și cât potențialul pe care îl avem, iar dumneavoastră, împreună cu alți susținători, sunteți la o permanentă campanie care vreți să prezentați, să denigrați munca celor care o fac cu adevărat. Vă mulțumesc. Okay, poți continua, da? Puteți continua. Nu, sunt nicio campanie, care s-a finalizat acum un an jumătate, dacă vă dați seama încă. Dacă nu vă dați seama, e problema dumneavoastră. Și nimeni nu va insinua nimic, dar atâta timp când dumneavoastră reproșați oamenilor care vin să plângă către domnul primar și către dumneavoastră că nu se face nimic și veniți către ei că de ce au tupeu să vă reproșeze, păi atunci na. Normal să ia cineva atitudine și să vă zică măcar, că nu e normal ceea ce se întâmplă. Oamenii vă zic, înțelegeți și atât. Se găsesc soluții, se găsesc, nu mergem ca cum am mers până acum și sănătate, nu? Obținem o finanțare, că nu se poate, ați văzut, să obținem finanțare pentru Brăteș, pentru Carabilău, să obținem finanțare pentru Brăteș. Nu, dacă nu s-au dat, nu s-au... Dar, domnul primar, nu e asta problemă, nu e așa, faptul că se pune problema de ce-mi reproșează domnul Benoi. Normal să vă reproșeze, nu-i normal. Voi dumneavoastră credeți că noi n-am vrea ca să apă albă să... Cine nu ar vrea? Doamne, domnul primar, până când vine și să aprobă proiectul, închiriatul un autogreger, o zi, să facă terasamentul, să facă șanță, să amenajeze, că toată lumea de la Brătești, de la Caracol, din la Lemne, e foarte greu. Cum s-o găsă pentru capră, pentru urs, de soldat, 200 de milioane, cred că 50 de milioane poate să găsească ca să facă un șanță acolo. Pentru capri și ușă, să facem treburi în care sunt mai importante. Da, facem capri, facem capri, facem capri. Asta mi-e doar, e noi. Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.